Paște izvorătoare de mir, o icoană izvorătoare de mir, o minune concretă în împrejurările vieții, o problemă stringentă care apare ca un miracol și o desfacere a unei probleme într-un mod cu totul neașteptat. Deci Dumnezeu face lucruri concrete. S-au strâns mulți, erau frunză și iarbă, să-L vadă cum face o minune. Și Iisus le-a demonstrat că este în stare să facă o minune fără ca cineva să-și dea seama că aceea este o minune și cu putere de a o contesta. Se întoarce zâmbind în mulțime și întreabă așa: cine m-a atins? Petru, care era lângă el clipă de clipă, ceas de ceas, moment de moment, într-o iritare strict pământească, a zis: Doamne, da, atâtea mulțimi te îmbulzești, Tu mai întrebi cine te-a atins. Același lucru putem noi spune despre sutele și miile de credincioși care în viața lor s-au atins de dumnezeieștile taine, dar fără folos, de dumnezeieștile icoane făcătoare minuni, dar fără de folos, de dumnezeieștile moaște, dar fără de folos, de cele șapte ale tainei ale bisericii, dar fără folos, de cartea de rugăciuni, dar fără folos. De ce? Pentru că n-a venit niciodată Iisus să ne spună sau să spună: am simțit o putere care a ieșit din mine. Adică eu, ca Dumnezeu, am simțit nevoia să dăruiesc. Cineva m-a convins că trebuie să odihnesc Duhul Sfânt în el. Și când a spus Iisus că am simțit o putere care a ieșit din mine, minunea n-a făcut-o Iisus, ci femeia care a recunoscut: Doamne, eu sunt bolnavă, eu am pătimirea mea, era vorba de un fibrom, cum ar fi în zilele noastre, de o sângerare neobișnuită care nu se mai termina. Pe vremea aceea n-aveai ecograf, n-aveai CT, n-aveai toate astea moderne. Și atunci era tratamentul din leacuri. Și ce am cheltuit pe la doctor toată averea. Dar de când m-am atins de poala hainei tale, s-a oprit curgerea sângelui. Deci iată minunea. Dar o minune care poate fi contestată. De ce? Cine îmi poate mie demonstra că femeia aceea avea scurgere de sânge? Doar cuvintele ei, care sunt cuvintele încrederii în Dumnezeu. Până la tine mereu am avut această neputință. Dar azi când te-am atins pe la spate, deci nici n-a avut curajul să-l atingă în mod vizibil, știind că calcă legea cea veche și putea fi omorâtă cu pietre, că a făcut necurat pe slujitorul lui Dumnezeu, pe fiul lui Dumnezeu, pe învățătorul. Dar ea totuși a riscat: mă ating că poate mă vindec și așa trebuie, așa cred că altfel nu scap. Și atunci toți au rămas mirați de minunea în sine, fără să înțeleagă cum s-a petrecut minunea. Cam pune noi mâna toți pe femeia aceea să luăm din harul ei, nu putem ști. Fiecare cu sfințenia lui, cu trăirea lui, cu încărcătura lui spirituală, cu încărcătura lui duhovnicească. Deci noi putem dărui, cum spune, sânge, străduință, jertfă, osteneală, ca să putem primi Duh Sfânt. Adică trebuie să ne străduim noi în cele dumnezeiești ca să vină peste noi prin răsplata celor trupești în care ne ostenim. Așa și acest tânăr a reușit să spăimânte niște femei prin simpla lui prezență. Într-o altă și într-un alt final, pe care nu ține de astăzi, dar eu l-am notat și mi l-am pus, spune așa că ele cuprinse de spaimă și de frică și de uimire, vedeți, frică, spaimă, uimire, le vedem imediat, n-au spus nimic căci se temeau. Deci, vedeți până unde merge puterea unei minuni atunci când o trăiești, până la spaimă, până la frică, până la uimire, dar până la tăcere. Și interesant alt lucru, dacă ne uităm pe parcursul Evanghelilor lui Iisus Hristos, găsim minuni făcute de Iisus în care le spunea să nu spui nimănui ce ți-a făcut ție Dumnezeu. Și aia mai tare mărturiseau. La alții le spunea: mergi și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Deci sunt niște lucruri care nu țin de logica firească, sunt niște lucruri care ies din logica firească. Probabil că Iisus, unde știa că omul prin vorbire poate deforma o minune sau poate deforma un element spiritual să-i schimbe traiectul,
Și dacă vreți ca să analizăm lucrul ăsta, îl putem analiza clasic astăzi prin ceea ce face lumea ortodoxă, deviind sensul sfințeniei spre sensul părerii personale, de exemplu, mă rog, cuvioase, mironosițe, cum vrem noi să le numim, sunt babele noastre sfinte și ortodoxe. Am fost eu la mormântul la Părintele Cutare și am simțit o putere. Ai fi simțit-o, că doar nu suntem nesimțiți. Dar acea putere și pace și liniște care ai simțit-o, tu ți aparține strict ție în raport de pietatea și evlavia ta personală și nu o poți raporta la pietatea și evlavia altuia care în momentul când vede o cruce și un mormânt, e un om mort aici, cu asta basta. Sau noi vedem zilnic cimitire, vedem zilnic cruci, parcele, vedem înmormântări, vedem prieteni care se duc și ne uităm așa sec, gol și rece, cum spune Bacovia, griu, plumb și abator, deci fără niciun sens, nu ne interesează. Și ce dacă e moarte, și ce dacă e viață, și ce dacă e sicriu, sau cum spune acolo, bine că a murit, bine că a scăpat, slavă Domnului, adică avem expresiile care ne despart de ceea ce definește minunea. În schimb, când te duci cu o idee preconcepută sau cu o părere contrafăcută, și satana poate lucra să râdă de tine și să te arunce într-o înșelare sau într-o încercare. Dar în momentul când tu te duci și găsești mormântul cu un înger în el și acela te privește îmbrăcat în alb, atunci problema se pune altfel. Deci aceea nu mai ține de pietate, nu mai ține de evlavie, ci se vede că minunea este spre zidirea colectivă. Pentru că deși femeile și-au ținut gura de uimire, de frică și de teamă și n-au spus nimănui nimic, până astăzi se vorbește în Evanghelie de prezența acestui înger la mormânt, pentru că prezența lui nu este o prezență de imagine sau nu este o prezență media de a crea impactul. Poate ați văzut vreodată emisiuni din astea când găsesc ăștia câte o chichiță, câte o vrăjeală ieftină și încep să dea viața de după moarte, câte un spirit, câte un duh, câte ceva și apoi dau tot felul de funebre din astea științifico-fantastice, cu lumini, cu umbre, așa parcă ai fi într-o discotecă. Nu e așa în cer. În cer este totul transparent și fără umbră. În cer este totul strălucitor și orbitor de lumina Dumnezeirii, încât dacă n-ai ochii minții deschiși, tu ești într-un haos de lumină, pentru că Dumnezeu n-are început și sfârșit. Tu nu te poți orienta cardinal în primul rând în rai, pentru că raiul are doar sensuri, n-are benzi de mers. Ceata dreptilor, ceata mărturisitorilor, ceata ierarhilor, ceata mucenicilor, ceata cuvioșilor, cetele arhanghelilor, cetele îngerilor, miriade și miriade de îngeri și oștiri cerești care zboară în jurul tău. Deci înseamnă că au o lumină și o vedere, dacă cunosc jurul lui Dumnezeu care e fără de margine. Interesant, și aici m-aș duce cu mintea la o idee foarte interesantă, dacă Fiul lui Dumnezeu a plecat cu trupul de pe pământ la cer, noi nici astăzi nu putem ști și nici o teologie nu ne poate demonstra ce s-a întâmplat cu trupul lui Iisus după ce a ajuns pe scaunul Tatălui firea umană, nu putem acuza de dezintegrare, nu putem acuza de volatizare, deci sunt fenomene logice, fizice, cum se spune. Nu! Probabil că el stă în lumina aceea orbitoare pe tronul Sfintei Treimi, de vreme ce Ștefan, când era omorât cu pietre, s-a ridicat cu ochii la cer și a văzut pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui. Dacă el s-ar fi dispersat în Sfânta Treimii sau ar fi devenit Duh, îl mai vedea? Nu. Deci, evident că acolo e o taină în cer și atunci, probabil, când auzim de îngeri că zboară în jurul lui Dumnezeu a Sfintei Treimi și cântă Sfânt, Sfânt Domnul Savot, plin este cerul și pământul de mărirea ta, înseamnă că probabil cântă în jurul Fiului lui Dumnezeu, care este Mântuitorul Lumii sau Cuvântul din veci al lui Dumnezeu Tatăl, născut din sânurile Lui, prin care toate s-au făcut. Frumoase, dar grele. Iată că îngerii nu tac, știu și să vorbească.
Noi visăm un înger, visăm un sfânt. Și sunt dese persoanele care spun că a visat-o pe Maica Domnului, pe Sfânta Paraschiva sau la cine are omul evlavie. Dar uneori îți dau semne, uneori nu îți dau semne. Dar îngerii aceștia care erau și reali și au reușit să spăimânte câteva femei evlavioase cu miruri după ele, au și primit teologie direct din cer. Unde mai găsim teologie direct din cer? La Paisie cel Mare, la Ioan Evanghelistul, la Maica Domnului. Ce îi spune Îngerul din cer Maicii Domnului? Puterea celui prea înalt te va umbri, Duhul Sfânt va veni peste tine. Fiul ce se va naște din tine, Sfântul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Ce îi spune Arhanghelul ala lui Zaharia în templu? Elisabeta va avea un prunc? Chiar dacă sunteți trecuți de bătrânețe. Bă, ăsta zâmbește, râde, o ia ca o neîncredințare. Și atunci îngerul îi spune, am să-ți dau un semn, o să stai mut până ce o să vezi minunea cu ochii tăi. Și s-a dezlegat limba lui când a scris pe tăbliță Ioan, în numele fiului său. Ce se întâmplă cu... Ce se întâmplă cu Iosif când vrea din simplitatea și cinstea lui bătrânească să o lase pe Maica Domnului ascuns? Nu te teme a lua pe Maria la tine, că și ceea ce e intrâns ai de la Duhul Sfânt? Deci, vedeți, ele se succed în cascade cu sensuri și cu rosturi nu întâmplătoare. De aceea îngerii se mai numesc și duhuri slujitoare. Și aceștia au venit să slujească teologiei bisericii, nu bisericii, teologiei bisericii. Și iată ce nu știe biserica cea nouă, biserica Noului Testament, și trebuie să afle prin revelație direct de la Dumnezeu, nu de la ea. Mai auzi câte un gherțoi, eu așa le spun la ăștia care nu citesc nimic, dar știu teologie și își dau cu părerea despre credincioși și despre ortodoxie și despre biserică. Păi uite, eu știu tot de ortodoxie. Îmi zic, băi, bine că știi, Doamne ferește să nu știi. Adică, de unde să știe biserica ce s-a petrecut dincolo de mormânt în lumina cea pururea fiitoare, dacă n-ar fi venit îngerul să ne spună nouă ce e acolo? Deci, locurile în care biserica se poticnește în cunoaștere, vine apofaticul din cer, îngerul cel nevăzut și nematerial și nepriceput, se înmaterializează și vocea lui Dumnezeu prin duhuri slujitoare ne vestește nouă ce se întâmplă acolo. Și iată ce frumos îngerul le spune. În primul rând le citește firea. Nu vă mai înspăimântați. Gata, n-aveți de ce vă fi frică. Eu nu sunt aici să bag boala în voi. Nu sunt aici să vă înspăimânt, nu sunt aici să vă fac rău, nu sunt aici să vă intimidez, nu sunt aici să intrați în panică. Nu vă mai spăimântați. Eu știu și ce căutați, le spune îngerul. Voi îl căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstihnit. Cum ați răspunde dumneavoastră la o expresie de genul ăsta dacă ați fi întrebați de o asemenea expresie? Să vină un înger din cer să spună, eu știu că îl căutați pe Iisus Nazarineanul cel răstihnit. Eu aș răspunde simplu, făcând conexiunea cu Ghețimanii. Petre, bagă-ți sabia în teacă, că eu dacă fac un semn 12 legiuni de îngeri, șterg tot într-o clipă, dar noi trebuie să împlinim scripturile. Înseamnă că îngerii au fost de față la răstihnirea lui Hristos și dacă mă duc în prohod și mă uit în textul prohodului, văd că îngerii și-au luat veșminte negre și-au acoperit fețele cu aripile de spaimă, văzând pe cel ce dă viață la făptură, stând jos în mormânt. Deci ce au văzut îngerii? Macabru umanității raportat la dragostea lui Dumnezeu, a Divinului. Deci Divinul vine să aducă harul, eliberarea, lumina, bucuria, pacea, liniștea, care sunt roadele Duhului Sfânt. Îndelungă răbdarea, smerenia, curăția, toate împotriva lor nu este lege. Și oamenii cu ce au venit? Cu sânge. Sângele lui aruncă-l pe noi, asupra noastră să pice, asupra copiilor noștri, deci cu blestem legându-se. Și ce au spus? Răstihnește-l, 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 dar nu oricum. Bate-l, scuipă-l, dă-i pumn, dă-i palme, dă-i fiere și oțet, bate-l în cuie pe cruce, pune-l să ducă singur crucea, biciuiește-l. Deci, arătând cam în ce postură
Și aici, aici o să vă descriu două elemente distincte. S-ar putea, cum am întâlnit și altă dată, să auzim din gura cuiva zicând, dar ce treabă au evrei, doar nu l-au bătut ei, romanii l-au răstihnit. Este adevărat că romanii au fost cei ce au făcut calvarul crucii, păgânii ai zeului Mitra, zeului Soare, ei n-aveau treabă cu Iisus, cu religia, cu iudaismul, cu Iahve și așa mai departe. Dar cruzimea cu care evreii s-au răstit la Pilat și i-au spus, dacă le liberez, nu ești prietenul cezarului. Oricine se crede împărat, este dușmanul cezarului. Deci, vedeți? Oricine se crede împărat, este dușman, se numește pe sine împărat, e dușmanul cezarului. Deci, l-au forțat pe Pilat să fie crud, și cu sutașii, și cu cohorta, să-l chinuiască într-un mod în care să-și spele față de cezar imaginea că ar tolera un Iisus răzvrătit care face în Ierusalim ce vrea el. Și deci toate bicile și scuipările și loviturile și tot ce ia Iisus este de fapt raportul de ură printr-un popor fără Dumnezeu, războinic, pentru că romanii erau un popor de ocupație, n-aveau treabă ei cu religia. Spune că romanii au ales două variante de cotropire. În prima variantă au mers pe mișcarea maselor, ce numim noi azi imigrația, cum vedeți că îmblă nebunii ăștia prin toată Europa de capul lor și vindea oaia și intră pe unii vor și fac ce vor că sunt imigrați. Așa. Doi. Captarea vârfurilor de cultură înlocuite cu rânduială romană, dar pe lângă rânduiala obștească veche, de exemplu, ai o femeie care pune mai multă sare în borș. Pune-ți tu sare în borș cât vrei, dar mai faci și borș fără sare. Adică le-a implementat și ideea romană pe lângă ideea autohtonă, adică le-a contopit cultura. După aceea s-au gândit că nu-i bine nici așa. I-au numărat ca pe vite, le-au pus impozitele cu pricina și i-au lăsat să facă ce vor, dar cu o singură condiție, să asculte de stăpânirea asupritoare care i-a cotropit, dar fără să-i omoare, fără să-i ucidă, fără să-i violeze, fără să-i bage în temniță, fără să-i facă sclavi, fără să le pericliteze ceva habitatul unde se desfășoară ca și popor sau ca nație cotropită. Acest lucru îl trăiau acești romani în Ierusalim. Ca drept dovadă că Pilat abuzează de această putere și care era știută vreme și spune așa, eu n-am găsit vreun păcat omului acestuia, luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Ei imediat și-au jucat masca de oameni oficiali corecți ai legii, pentru că și Pilat știa din legile romane, nu poți să stai într-un teritoriu să nu cunoști obiceiurile. Noi numim aceasta SRI, nu borfașii de azi, SRI, adică modul de informare a iscoadelor, cum se spune în Scriptură, care știu tot ce se întâmplă în locul respectiv, prin oameni, prin copii, prin femei, prin oricine lucrau. Și atunci, ei știau foarte bine pornirile, ca drept dovadă că și în Evanghelia răstihnirii spune, Pilat știa că ei din invidie l-au dat la moarte. Deci vedeți simplu justiția. Dar în același timp se lasă la mâna lor, prefăcându-se că nu înțelege, dar că le respectă legea. Noi, după legea noastră, trebuie să moară. Dar noi nu omorâm azi oameni pentru că la noi e praznic. Mâine și trebuie să fim curați, adică omorâți-l voi în contul nostru. Au plasat, cum se spune, scoaterea castanilor din foc cu mâna romanilor. Și atunci Pilat l-au dat armatei, s-a spălat pe mâine, a spus, eu n-am nicio vină de omul acesta, aici se arată slăbiciunea, că deși știa că conform legii n-a greșit, totuși îl plasează în vinuirii false și îl dau să-l cerceteze, să-l ancheteze, să-l chinuie și să-l ucidă. Dar ei ies basma curată, în schimb urmăresc îndeaproape tot calvarul crucii să se desfășoare conform ritualului și înțelegerilor. Nu cumva acest impostor să scape și ca drept frământătură sufletească, noi mai găsim o reflexie în Scriptură unde spune așa, auzi măi Pilat, tu știi că acest amăgitor a spus că peste 3 zile învie? Deci, forfota conștiinței, psihicul minții frământat.
ia să pui tu niște ostași, ia să sigilezi mormântul, ia să-l pecetluiești, ia să pui pază și ia să-l păzești 3 zile să vedem noi ce se întâmplă.